Salveniuți și bine ați venit la un nou episod din Gas Station. De fapt, nu mai e Gas Station Simulator, bă, băieți, bă, e Insula Simulator, ceva de genul. E Tidal Wave Simulator, aș putea spune, că suntem și noi aici, totuși, pe tropicale, ce vorbim? Bă, fraților, situația mea de aici nu este una foarte bună, mai ales că trebuie să mă duc pe la vulcan și să-i dau și ceva, așa mai, niște ofrandă, să fie un pic mai happy și dânsul. Trebuie să mai bag și niște benzină, mai am decât 124 de litri aici pe Gas Station, că despre asta este vorba. Și avem customer at boat fueling, stai așa că mai avem și aici, la partea de bărci. Mamă, deci te rupe, mă, și pe o parte și pe cealaltă trebuie să te duci în continuu, absolut în continuu, nu ai pauză de nicio culoare. Mamă, ăsta vrea și mult, fii atent. Și a vorbit, m-a lăsat cu 90 și ceva, 96 de litri, ceva foarte, foarte puțin. Și aici am ceva de la depozit? What? Am și uitat dacă am comandat ceva, a venit ceva? Da, a venit ceva, vino cu aici. Sunt curios dacă avem și parte de mecanică pe partea asta. Poate un pic de mecanică la bărci și nu ar strica. Bye! Bun, avem așa, în spatele webcam-ului, ia uite ce avem aici, challenges. 20 din fiecare, 20 de mașini, 20 de bărcuțe. Cam mult, cam mult, nu știu ce să zic. Deci m-a pus, ia uite peștii colorația. Gorgeous. Se pare că cianciungul ăsta i-a crescut aici, region, ia uite, 30, de ce? De la 20. Când am început clipul am avut 20, care-i treaba cu 30 ăsta? Că n-am aruncat nimic în apă, chiar nu înțeleg ideea. Hai să o țin și gunoi. Mamă, cum arunca asta pe jos tu, gura ta. Mamă, iar încă unul acolo. Bă, deci nu ai timp. Nu știu ce fac ăștia la închirieturile mele pe acolo. Deci acolo chiar nu am idee. Și cred că pe viitor o să trebuiască să și upgradăm partea asta cu Gas Station. O să mă uit când am un pic liber. O să mă uit la calculator să văd ce upgrade-uri mai avem posibilitate. 688. Ce e nasol e că în momentul de față nu prea pot să-mi permit pe rafturi prea multe lucrușoare. Deci n-am decât snack-uri, suc și băuturi, atât, altceva nu prea am. Deci 63%, rata de mortalitate de 7. O să-i dau renew pe la un 50. Undeva pe acolo. Momentan îmi mai face bani. So... stăm așa, zic ar fi bine. Uite, ăștia sunt clienții care se duc să închirieze. Stai așa că mai avem unul la cash register. Da, hai să mergem la cash register prima dată. Uite că n-am făcut un test să văd cam cât timp stau ei până pleacă. Aia n-am idee, sau poate să-mi dea review prost ceva că m-am mișcat încet, n-am idee. Pentru că tot timpul am fost prompt, știi? N-am așteptat niciodată să se ajungă în situația aia. Refuel boats, asta încerc. Da. 30, mamă, cred că trebuie să ajungi vreo 3 ore în continuu ca să ajungi la 30 de astea. Că nici nu-ți vin chiar așa de des, știi? Tot mă tripează un pic cianciungul ăsta, că trebuie să mă duc să-i... Oh my god, dar nu mă lăsați cu casele. Ah, și oameni, când putem angaja și noi ajutoare? Îmi trebuie mult să ai așa ceva. Mamă, și aici, Doamne, ferească Dumnezeu. Deci e o chestie foarte mega repetitivă acum. Probabil până vom face ceva bănișori. Hai să mergem să vedem dacă putem să aruncăm ceva aici. Mi se pare că trebuia să cumpăr ceva, dar mai avem și acele nuci de cocos cu care eu îl mai calmam. Parcă, ia. Ia. Eo! Minus 2 puncte la rage. Doar atât. Cam puțin, bă, băiatule. Ia stai. Hei, am rămas fără încă de cocos. Stai un pic, avem și noi niște inele. Roșu, galben, albastru. Deci de undeva de aici ar trebui să fie cel mai bine. Am dat peste aici. Ia. Oh my god. E mai complicat aici decât credeam. Ia. Asta e sigur, clar, oh my god, și asta e peste. Bă, sper că nu mă taxează dacă îi dau. Ia. Oh my god, dude, nu mai nimeresc de nicio culoare. Nu știu ce a fost cu mine atunci, de-am nimerit așa ușor. Ok, e puțin enervant, trebuie să recunosc. Ia. În sfârșit. 26, mamă, doar pentru... Ah, 3 points că dau de aici, ok, și dacă dăm de la roșu, ia stai un pic. Sunt curios cât iau de aici. Hai că... prin învăluire am luat-o pe asta.
La mama dracu. Nu mai, nu mai. Pur și simplu nu se merită. Mai bine fac o mandă de ceva, că pot să-i facă soia comandă, dar trebuie să mai strâng și niște bani. Mă gândeam că pe la 1000 de biștari veneam și făceam o comandă la Ciulu să-i cumpărăm ceva, nu știu. O frandă acolo să-i dau. Pringles, Pringles și iar Pringles. Bun, hai că am scăpat de asta. Boat fueling, avem și aici la mașini. Hai, repede, 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 repede. Aia a fost. Ah, hai să vedem totuși upgrade-urile. Cred că asta la barcă poate să mai stea un picuț. Bă, dar care e treaba cu noise-ul ăsta? Am eu aici noise selectat în opțiuni, ia. La display, display, ba, 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 ba. Aici n-am mica. La graphics, poate. Effects, pa, 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 bloom, ambient, screen, lenser, screen, bloom, ambient, occlusion, screen, așa, resolution, screen, post-processing. Aha! Cred că aici stăm la discuția. Nu? Tot... tot purecată este imaginea. Nu înțeleg de ce s-a vrut așa vintage. Bun, hai să mergem... hai să mergem întâi la upgrade și după aia vedem și la... pe partea cealaltă de delivery. Deci, avem la, la warehouse posibilitate... Cât mă costă? 200. Pneumatic hammer, the workshop, the surfing, the shower. The shower, dușuri. Additional parking spot. Employee trailer. Ca să putem să angajăm pe cineva. Exact asta îmi trebuie. Mare upgrade ce facem acum. Bun, și mi s-a mărit în partea asta. Păi și caravana, trailerul în care doarme poate un potențial angajator de-al meu? De unde este? Atât, let's go. Am reușit să-l calmăm pe Ciuciungu. Bun, frumos, frumos, frumos. Frumos din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere financiar, nasol. Ce mai avem aici? Ia să vedem. Tot la upgrades aș vrea. Deci avem gas station-ul pe care putem să-l upgradăm. După care avem gas station-ul... Aha, mamă. Car wash, workshop. Ok, deci avem și așa. Surfing. Oh, wow. Înseamnă că avem... Bă, dar avem multe, mă. Level 7, level 8, level 9. Yo, cred că și dușul va fi o parte din afacerea noastră. Mie unul așa îmi pare. Nu știu, l-am pus pe unul să aștepte foarte mult la... la bărcuțe. Nu știu sigur dacă ei acolo formează șir indian. Gen să aștepte unul după celălalt la coadă să fie încărcați de mine. Sup, dude? Scuze că te-am făcut să aștepți atâta. Dă bănișorul! Mamă, dar nu mai am decât 20 de litri. Nu, mai clar. Clar trebuie să fac ceva comandă. O să mă duc aici la depozit. New mail! Nice! Îmi și zice că mai am decât foarte, foarte puțină motorină, din păcate. Sau, îi dăm un delivery, cât să cer? Dăm 200, că atâta am eu bani. Pentru 400 de dolari, mai că... Bă, mă ține ceva, într-adevăr, dar nu e... Nu, nu vreau atâta, știi? Stai așa, ciungul e la 29, fiți atenția. 28. Un singur pește am aruncat și l-am făcut pe nebun mai fericit. Dar nu știu cum zice acolo că l-am făcut fericit, că 28 am avut și înainte. Nu prea pare ciungul ăsta prea fericit așa. Din puțin. Bă, ăștia să nu moară, mă, trebuie să schimb neapărat acolo la... Mamă, echipamentul de scuba trebuie neapărat renoit dacă nu s-a renoit singur. Bun, s-a renoit la 55%. Nu prea am înțeles, trebuie să recunosc foarte bine toată treaba, dar am impresia că cam vreo 3 utilizări pe echipament aș obține. Aici trebuie să fac eu curățenie. Bun, hai să rezolvăm situația momentan. Mi-e teamă să le mai bag niște motori în benzin pentru că nu mai am resurse. Așa că o să-i fac să aștepte acum la încărcat cât de mult posibil. Ah, hai că mai avem unul. Hai, hai și mata, hai repede că trebuie să fac aici upgrade-ul. The fuck, dude? Sunt pus pe bănișor pentru că vreau să-mi iau neapărat, neapărat o caseriță. Ah, și de mai aici. Achievement unlocked, tip of the iceberg. Nice. Astea sunt prea mari, se pare, deci trebuie să luate așa. Iar îmi umplu acolo containerul. Și să mă duc până aici și pe aia trebuie să mai caut serviciul ăla de... Mă rog, să vină serviciul de gunoaie. Și să mă rezolve și pe mine. Mă costă și ăla, îți dai seama, dau și ăla la vreo 200 de biștari. N-am ce să fac, asta e. Stăm aici cu muștele-i. Care miroase urât. Ai, beleleaua. Uite, curios că n-a mai venit nimeni pe la motorin benzin. Hai, mai avem unul. Hoț! Aia zic.
Numai să nu cadă în apa, e sigura chestie. Bun, am făcut acum upgrade la dimensiunea. Da, afacerii, problema e că nu am ce să pun acolo în colț și momentan o să las așa raftul ăsta, chiar dacă puțin dubios, o să las că n-am ce să fac, asta este. Aici, nu pusesem eu tot, ce nebun. Aici am pus tot. Bun, perfectos. Aici, dă-ne coace. Gata, suntem pe bine sus. Avem pe cineva la boat fueling și avem ceva e-mail, doar așa, găsiți și makeover, bam, da. Dar unde este trailerul? Sunt tare curios. Vreau să mă duc pe acolo să văd. Deci acolo avem depozitul care se pare că a venit. Mergem să băgăm niște motorină și îl încarc și pe ăsta. După aia o să caut... așa că trebuie doar să dăm aici. Da, o să caut trailerul. Nu știu exact pe unde se pune. Deci în partea stângă nu cred. Cred că tot acolo pe unde se închiriază și... nu? Ia! Hai ta! Atât. Bă, văd că ăștia sunt foarte răbdători. Așteaptă mult după mine. Ceea ce mă calmează o leagă, că nu trebuie să mă grăbesc chiar în halul ăla, știi? Cineva la casă? Nu mai nimeni. Un moment de respiro, se pare. Unde ar putea fi trailerul în care să stea angajații mei? Aici nu cred. Poate nu l-am luat încă? Avem steag roșu? Steag roșu, dacă e steag roșu înseamnă că e pe nașperlea, nașperleană, ia uite. Aici nu găsiți noi ceva de haleală? Nu prea. Nada. No equipment as scuba rental. Mă duc să mai cumpăr, că n-am ce să fac. 659 e și scumpicel, știi? Aici este resetul, n-avem treabă momentan. Hopa, ce e asta? Asta e upgrade-ul, fii atent, deci cumva ne creează și un pic de trotuar. Eu uite, ăsta e un trotuar nou aici. Such a great job, your customers were safe for 0 days? Ah, că nu au murit decât 2 până acum? Păi da, tot nu... Opa, what the fuck is this? Asta e adăugat acum. A, ceva punct de atracție, cu siguranță o să fie mult mai interesant atunci când upgradăm și mai mult. Aici avem parcare upgradată, mă gândesc, sau posibilități foarte tare că avem multe lucruri, știi? Bun, o să mă duc la delivery și băgăm la products, băgăm un scuba diving. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pentru 200 de biștari. Gata mă, iar așa. Data trecută mi se pare că am avut 8 și chiar și așa am ținut de ele foarte mult, zic eu. Acum să vedem când mor ține 10. Stai mă, nu mai pleca, unde te duci? S-a lăsat ăsta cu... lol, cu refluxul s-a lăsat omul. Funny shit, dude. Bun, 498. Din ce Dumnezeului să mai fac eu bani acum? Deci sunt, sunt prins rău de tot. Băgăm acum echipamentul, deci n-ar fi așa cu problemă. Ia să vedem aici. Așa, puțin pe jos, un pic așa niște curățenie. Și un pic aici, încă gata, suntem bine și cu asta. Câți bani mai avem? 498. Am pus deja pe cineva să vină. Workshop. 250. Hai să upgradăm. Tire exchange, mirror exchange, scratch removal. Și facem și mecanică. 250. Let's go, baby. Let's go, baby. Nice. Unde mă, dacă am calmat, mă, că pe ăsta nu-l calmează nimic, ce-ai? Terminate. Gata, mă, suntem pe bine. Opa, e delivery aici. Se pare că a ajuns cu scuba-ul. Gata, mă, ne-am intrat și noi un picuț așa, mai într-un flow, mai într-un ritm. Pentru că până acum era cam repetitivă treaba. Yellow. Deci că trebuie să mă duc și la aia să le pun pe rafturi acum scuba-ul. E cineva acolo de încărcat? A venit careva? Da, mă, a venit un... scuterist. Ce știi că pot să sar pe acolo? Mă duc foarte, foarte rapid. Aia a fost. 39 de biștari, o cerbe de am reușit. Scuba, mă duc acum rapid, rapid, rapid. Curios că nu mai venit nicio mașină pe partea asta. Mă, niciuna. Aha, și acolo e garajul și aici spălătoria o să fie pe viitor. Ok, e în regulă. Add all. Ah, decât 4.000 în cap. In-house, a, uite mă că mai avem 12 pe, păi de capul meu, deci trebuie să vin din când în când pe aici, fii tu atent. A, hai, faceți-mi bani, let's go! Ne mișcăm către bogăție puțin câte puțin. Așa mă, fraților, și aici ar trebui să avem
Garajul. Tot nu știu angajații. Ia stai un pic. Avem calculator aici? Da. Employee. Nu am nimic aici. Hire. Buy at least one house to see the list of potential... Aha! Trebuie să cumpăr eu. Upgrades tool features. Aici. Parking. Fuel dispenser. Oh! Party boat pier. Mamă, ce bun e ăsta. Mă costă 1000 ca să vină petrecăreții și să-mi facă un mare, mare consum. Consumație. Poamă, se-ți mișto rău de tot. Bun, mă așteptam să fie chiar așa de mișto. Services, da. Garbage loan. N-ar fi rău un loan. Ia mă să luăm un împrumut. Request a loan. Îmi trebuie 2000 de euro. 2500 plătim. Da, mai bine. E în regulă. Fii atent cum facem. O să facem următoarea situație. Ne băgăm așa, gas station level 4 pentru 350. Aha, deci nu avem progresul suficient. Shower, da! O să le fac pe toate. Avem așa, surf-ul. Business facem, baby! Și o să avem și dușurile de asemenea. Upgrades, astea sunt dușurile. Ja, și avem totul, dar mi se pare că mai văzut una de acolo, este un pic. Asta? Warehouse level 3, inventory capacitate, fuel capacity 150, pentru 500, cât mai am, 1900, e bine. Bun, numai upgrade-uri, fraților, și acum avem o grămadă. Nu știu, s-au blocat ăștia ceva pe aici și se tot claxonează între ei și mă enervează de mama focului. Ce Dumnezeu lui faceți, mă? Mă, câți bani am dat pe upgrade-uri, let's go, baby! Nice! Mă, ce e aici? Pleacă fata de acolo. Așa, lasă-i pe ăștia să treacă, ce Dumnezeu lui. Mai nebuni cu clangsoanele vieții. Bă, aș mai face un upgrade așa. Noi, windsurfing rental. Windsurfing, ok, ok. Hai că o facem, stai un pic. Windsurfing, so, delivery, products, windsurfing. Surfing, uite aici, pac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ca să am de 300 de biștari. Păi stai, dăm și niște snack-uri dacă tot suntem pe aici. Soft drinks, ceva? Putem doar atâta? Nice! Ceva upgrade? Stai așa, mai am, mai am 1000 de euro. Nu, 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 nu. Pentru că o să trebuiască să păstrăm bani și de a plăti rata. Sunt chipzuit. Yup! Plus că trebuie să mai cumpăr niște motorină în curând. Da, mă, fără împrumutul ăsta era... Oh, fii atent că am WC-ul, am în stânga sus, da? Uităm, avem WC-ul, avem gas station-ul și avem de asemenea dușurile, la care trebuie să facem curățenie constant. Ce nu am găsit este locul de angajat. O să mă uit acum să văd. Bun, ia să vedem unde avem noi dușurile. Deci ăsta este WC-ul și astea sunt dușurile. Ok. Astea... Oh! Scuze! Ligian, mă! Avem ligian! That is funny, ce did? Și ceva aici la garaj, cu siguranță vom avea ceva mașini. Mm-hmm. Yep! Fix când spuneam de asta, este cineva care s-a blocat, se pare, la intrare. Funny. O să mă duc aici la delivery și mergem direct pe parts. Nici nu știu ce aș putea... Să luăm câteva cauciucuri, două scratch-uri, două glinzi, iau și eu așa, știu, un pic din fiecare, că și așa, uite, mamă, 250. Ordering is impossible delivery on the way, ok, o deliverăm altă dată. Dacă ăsta n-a intrat încă și nu reușește, nici nu mă grăbesc să-l pun pe drumul potrivit, pentru că după aia o să aibă pretenția să-l și rezolv. Știi ce zic? Mai bine așa. Windsurfing rental, stai așa că trebuie să mă duc să pun. Avem delivery la warehouse gate aici, de se pare că a venit delivery-ul cu echipamentul de surf. A, ce tare! Deci mai avem două business-uri adăugate și dușurile. Adică cred că luăm bani pe dușuri, nu știu sigur. Și bineînțeles surfing-ul. E posibil doar să luăm pe surfing. Da. Bun. Unde este surfing-ul? Stai așa să vedem. Deci acolo avem scuba-ul. Clar e pe undeva pe lângă. Ba nu, uite, mi s-au pus niște lucruri pe aici. Ai ăla! Wow, câte sunt, dude! Bă, da, like, au exagerat cu decorațiile. Au luat toate... Opa, ăsta?
Aha, și dacă l-aruncăm aici, îl facem piciorul fericit? Nu. Nici cum nu l-am făcut. Aha, deci aici e... Opa! Scuba and surfing! Order scuba or surfing equipment used the PC and then add to the and interact with... Da, 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 da. Trebuie să facem aici. Current threshold 50%. Da, păi n-avem ce să facem. O lăsăm așa, pentru că pare logic 50%. Tot așa. 4. A, pot să pun mai mult? Nu. Nu, mi-a luat unul. Unul e în curs din cauza asta, mi-a apare acolo așa. Și mi-arată și când se duce ea. No, dispare în perete, sunt sigur. A? Da, și după aia nu vedem cum face și surf. Bă, ar fi fost tare, știi, să ne și arate. Da, nu, nimica. Dar măcar să vină biștarul, știi? Hopa. Nu știu exact, îmi trebuie niște analitice, îmi trebuie niște statistici să văd câți bani îmi vine din fiecare parte să știu dacă se merită să le țin deschise sau nu. Că momentan eu nu știu, de exemplu, la închiriatul de scuba dacă se merită toată treaba aia. Deci, merg așa pe speculație, știi, momentan. Mamă, cât mi-a orderuit ăstea? Oh, Jesus, man, cu un pic cam mult. Mă, totuși, employee, houses, uite mă aici, mă. Cumpărăm și noi. Let's go. Asta unde vine? E aproape de noi, pe la scuba, văd. Nu pe la scuba, pe la surfing. Bun, și fii atent, mergem aici la hire. Mamă, dar mă, negri, mă, bă, ce este, mă, Netflix? Deci avem așa, salariu pe oră. Deci mi-e trebuie pentru cash register 10, 11 la cash register. Hai să luăm pe ăsta, că mai fi un pic. O leacă așa. Bun, asta este pe resting. Acum primary job, îi dăm cash register. Handle the register. Bun, perfect. 10, 26 de cenți per oră. Pe noapte, da? Și după aia îi dăm și pe night. Da, același. You can set shift just using employee. Aha. Hai dăm tot aici. A, e secundă. Ok, îmi place secundă. Fuel cars. Bun, le face pe ambele băiatul meu, adică merge ca și caseriță și după aia bagă și niște motorini benzin la mașină atunci când poate nu sunt eu pe fază, știi? Deci mi se pare super, super tare. Stai să-l și vedem cum vine la muncă, că nu-l văd. Normal, din partea asta trebuie să vină, să plece de acolo. Doar că mi se pare că eu l-am pus doar pe... Ah, ba nu, s-a auzit, ăsta a venit. Ăsta a venit? Da, a venit. Ah, oh, în sfârșit nu mai lucrez singur. Hei! Ești acolo la muncă? Da? E la muncă, l-am văzut! Uite-l pe voz! A, ce tare! Ce tare! Deja mi-a luat o piatră de pe inimă, pentru că pot să fac și o față acum la băieții ăștia cu motorina. Și o să trebuiască să facem și un delivery foarte, foarte în curând. O să mă duc acum, o să profit de faptul că am un pic de timp liber și fac un order. Mamă, câte upgrade-uri am băgat! Holy fuck! Acum să vedem și când ne taxează banca pentru împrumutul luat. Aia mai ește a beleleaua. Sau îi dăm fuel supply. Cât să luăm? Ia de 500. Ah, nu am capacitate. Ok. Păi nu, nu, nu. Nu vreau atâta. Stai un pic, reset order. Dăm de 200, 390. Da, lasă-mă așa. 200 de litri este în regulă. Și mai am 830 acum. Uite un piștuc. Ați! A ricoșat de pe deck direct în apă. Bun, se pare că nu mai avem decât pe cineva la benzină și dacă avem noroc putem să-l vedem pe al meu cum s-a dus, pentru că nu mai are pe nimeni la casă și s-a dus să bage motorină. Genial! Deci, de când au făcut ei update-ul ăsta în care poți să pui să facă un angajat al tău două lucruri, băi, lucrurile sunt mult, mult, mult mai faine. Aici mi se pare că am mai pus, da, frumos. Frumos de frumos. Gata, mă, și avem și noi aici un plin și noi frumos raftul. O să mai trebuiască să mai cumpărăm, dar peste 1000. Vreau să mai am aici niște niște bănișori puși deoparte. Fraților, atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut episodul meu aici cu toate upgrade-urile pe care le-am făcut astăzi și noi ne vedem un picuț mai încolo. Până atunci, numai bine. Pa, pa!